eu. Eu... vorbisem. Nu, eu vorbisem, am vorbit ieri cu ei și le-am zis că ar fi fost mai bine dacă am venit și mâine să facem și apă și DSP. Dar nu vor. Da, asta e problema. Atunci tu cum vrei să facem, să lucrăm în suplimentare un mare miercuri? Ai vorbit și cu ăștia, cu șoferii, că să știe că mâine stau la muncă, unul da și unul sâmbătă și unul duminică. Tanțica e pe acolo cumva? Dă-mi și mie, sau să mă sune ea pe telefonul meu de muncă. Anunțăm la... V-am sunat pe telefonul ăsta că telefonul meu m-a lăsat. Că s-a descărcat. M-a sunat Doris și ar vrea...
trebuie să facem comenzile astea două pentru cele cei doi beneficiari. Da. Trebuie să venim ori mâine la muncă, ori de săptămâna viitoare să facem ore suplimentare ca să putem să acoperim comenzile la lichid de parbriz. Deci trebuie acoperit. Da. Nu se mai face nicio livrare, că trebuie să facem asta la altul, cum îi zice, camionul care a venit. Comanda de joi. M-ați înțeles? Adică Carrefour. Deci nu mai facem nicio... Ori venim mâine la muncă, ori celelalte variante ar fi să facem ore suplimentare luni, marți, miercuri, până la 6 seara. Deci, să-mi spuneți cum vreți să facem. Dacă venim mâine, facem o echipă și de apă și de lăsă. Păi eu știu, dar n-am ce face acum. În momentul de față mă întorc și mi-a zis că trebuie făcută comanda care a venit joi, obligatoriu, după care celelalte. Problema e că se întinde cealaltă comandă. Nu mai am baterie la el, s-a închis. Asta e problema. Deci sunt două variante. Ori venim sâmbătă, ori le acoperim de săptămâna viitoare, stăm peste problemă. Să-mi spuneți, vă las să vă decideți și să-mi spuneți ca să pot să-i spun mai departe lucrurile, deci ce facem mai departe. Ce anum? Păi nu, a zis ce facem mai departe. Deci, dacă venim mâine sau nu. Dacă nu venim mâine... Lasă telefonul de poliție. Stai un pic, că e poliție. Alo? Era poliție. Deci, dacă nu venim sâmbătă, atunci rămânem peste program. Păi știu, tocmai asta e. Ideea e că trebuie să încărcăm aia neapărat. Asta e chestia. Okay, I just get it. Yeah. Yeah.